noastră de ordinară din luna octombrie. Fie documentul domnului președinte să prezinte ordinea de zi, nu? După care aprobăm procesul verbal de la ședința de luna trecută și rămân materialele pe care le avem să vă prezentăm. Mulțumesc! Având în vedere dispoziția primarului numărul 206 din 20.10.2017, sunteți convocat la ședința ordinară al Consiliului Local al Comunei Părgăreș, care va avea loc joi, 26.10.2017, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Părgăreș, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Părgăreș pentru perioada octombrie-decembrie 2017. 2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL numărul 65 din 24.08.2017 privind actualizarea nomenclatorului stradal al Comunei Părgăreș, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventerierii elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri și unor bunuri, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere numărul 3716 din 07.06.2017, inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat economist Vasile Cristia, în vederea achiziționării mobilului teren situat în extravinalul Comunei Părgărești, sat Părgărești, punctul Țarina, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public al Comunei Părgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare sistemului de iluminat public în Comuna Părgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei și 10 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc. Îl supunem spre aprobare și procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunteți de acord și eu. Mulțumesc. Ca urmare a propunerii domnului Bejenaru, se propune președinte de ședință pentru următoarele trei luni, domnul Trifan Daniel. Dacă sunteți de acord cu această propunere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL numărul 65 din 24.08.2017 privind actualizarea nomenclatorului statului de Bacău. Având în vedere adresa primită de la instituția prefectului prin care ne-a luat la cunoștință că nu au fost respectate anumite prevederi ale legii 340/2004 și ale ordonanței 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, respectiv nu s-a solicitat Comisiei Județene aprobarea atribuirii denumirilor celor patru străzi despre pe care le-am introdus în nomenclator. S-a impus revocarea acestei hotărâri și automat inițierea unui alt proiect de hotărâre care a fost înaintat acestei comisii. Dacă sunteți de acord cu revocarea hotărârii. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activitate pasiv și casarea unor bunuri, ca urmare a controlului efectuat de instituția prefectului luna iulie, măsura pe care aceștia au dat-o a fost aprobarea rezultatelor inventarierii, respectiv a elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri, ca urmare a inventarierii anului 2016.
Motiv pentru care doamna primar a inițiat proiectul de hotărâre în vederea aprobării acestor rezultate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Inventarierea a fost făcută numai când n-a fost făcută cealaltă. N-a fost, da. Nu a fost sușită. Și e nevoie ca să Consiliul Local dăm o hotărâre privind statul alimentar. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere numărul 3716 din 7-6-2017 ca urmare a cererii domnului Bodea Constantin Petrișor, care a închiriat în luna iunie suprafața de 10,13 hectare de pajiște. Acesta deci solicită încetarea contractului, motivat de faptul că având cele 70 de capete de caprine care acopereau pășunatul pe această suprafață. Ținând cont de prevederile articolului 9 roman, litera I, coroborate cu prevederile articolului 5 roman, punctul 3, litera D și E din contractul de închiriere, se impune încetarea acestui contract prin adoptarea unei hotărâri de către dumneavoastră. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Potrivit proiectului de hotărâre propus de primarul comunei, doamna primar propune ca taxele și impozitele să rămână la același nivel ca cele avute în anul 2017. În schimb, se introduc câteva taxe speciale, respectiv taxă pentru eliberarea adeverinței de vechime 8 lei, taxă pentru efectuarea la cerere a cercetării la fața locului, a măsurătorilor în vederea delimitării terenurilor intravilane, proprietate privată, 50 de lei și terenurilor extravilane, proprietate privată, 70 de lei. Taxă pentru încheierea căsătoriei la sediul primăriei în zilele de sâmbătă, duminică și zilele legale, 100 de lei și taxă pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, 400 de lei. Dacă sunteți de acord cu taxele propuse prin proiectul de hotărâre de doamna primar sau dacă aveți alte de propuneri. Eu zic că e prea mult în afară. Deci am luat au fost stabilite conform taxelor pe care le aplică și celelalte localități învecinate. Nu am stabilit 5.000 cum sunt aplicate la nivelul vecinilor noștri. Am zis că 500 de lei e adunat cele două taxe. De ce ne-am gândit la aceste taxe? Pentru că asta vara am avut foarte multe probleme cu tinerii. Au fost comentarii și din partea unor cetățeni, cu toate că noi ne-am prezentat la orele fixe pe care le-am stabilit de comun acord cu tinerii, au fost comentarii că ei plătesc niște taxe, iar noi nu le asigurăm tot ce au ei nevoie. Adică să amenajăm noi acolo, să ducem masă față de masă, cu toate că noi ne duceam cu cele necesare, documente, stegulețe și... Și am stat așa, cine a plătit? Unde a plătit? Arătați chitanța că au plătit, că și înainte se plătea. Unde se plătea? Că nu apare nicăieri că s-a plătit vreodată aceste taxe. Ei, dacă sunt discuții, comentarii, vom face în așa fel, pentru că și noi avem zile libere, sâmbătă, duminică, zilele noastre libere, nu? Am făcut acest efort pentru că, într-adevăr, sunt în această funcție. Dar dacă sunt și discuții, comentarii, da, suntem de acord, de ce să nu aducem venituri la bugetul local? Nu casează nici primarul, nu casează nici secretara. Așa că aducem bani la bugetul local. Altă modalitate nu avem. Ne-am informat că nu încasez eu ca primar sau doamna secretară ca secretară, nu? Noi ne vom folosi de acești bani, că și astea sunt niște condiții. Cam ce faci cu această sumă, nu? Ei, sigur că vom face și atunci vom amenaja, le vom asigura condiții. Păi, altfel noi n-avem de unde să facem cheltuieli pentru asta. Că ne-am trezit acolo, am ajuns și n-aveam pe ce să punem documentele. Iar comentariul a fost. Și atunci, scuze-mă. Trebuie
să amenajeze primăria asta. Păi, eu mă strădui și doamna se străduie să vină de la Onești sâmbăta duminica. Noi, sigur că tot programul nostru este... A dus primăria noastră odată. Pe care mă ocup colegii. Dar să știți că ne-am dus cu doamna secretară și am luat de acolo de la magazin. Am rugat vânzătoarea să ne dea o față de masă. Pentru că intrasem în panică. Așa, știi da. Dumneavoastră că, pe cuvântul meu, am da, zis și... Atunci am zis și celor de la magazin de acolo. Ei vând produsele acolo, sunt aproape de părculeți. Dar tu te mai uiți după orice copil. Măi, dacă au luat o pungă de pufuleț, ce face cu punga aceea? Aruncă. A luat o cutie de suc, ce face cu cutia aia? Ajungeam în fața, înaintea tinerilor cu un sfert de oră. Mă apucam să adun hârtile de acolo, pentru că noi avem un program și cu cei de la ajutorul social. În fiecare marțea facem curățenie, că vine după duminică, știi? Păi, da. Din loc îmi plătești. Sâmbătă, duminică. Îmi plătești și la preotat să miriște. Poate să facă cineva curățenie în fața bisericii, nu? Nu îi spunem tinerii să facă plătești curățenie. Nu, dar am vrut să zic așa. De curățenie? Nu tinerii! Nu. Eu aici nu zic de tineri. Eu zic de cei care au magazinul aproape. Că sigur că acolo trebuie să fie frumos. E o zi frumoasă pentru tine. Pentru ei tinerii, nu? Și noi suntem de acord să facă poze, să fie frumos în părculeț. Dar și lumea trebuie să înțeleagă. A pus coșuri de gunoi la biserici. A pus coșuri de gunoi la școli. Hârtile ajung tot pe jos. Nu, dar la salubritate se poate pune un om și duminica, că în orașe, în alte sate și duminica. Pe cine? Două ori, pune și faci și rândul. Și de unde plătim, domnul Dăvăș? I-am zis cei care... Da, o să plătim din aceste taxe, poftim. De asta. Încă ceva, ce nu-mi convine, iar mie, personal. Da. Dacă facem o comisie și trebuie să mergem la Nadia ori de acasă, ca să stabilim unde e votarea, trebuie să plătim 70 de lei. Dar știți că la fel, închipuiți-vă că trebuie să plece secretarul că răspunde de partea legislativă, pleacă agentul agricol pentru că răspunde de sectorul agricol, domnul vice, domnul Mitruț. Puteți să vă interesați. Pentru că lumea se uită la registrări și vede și spune, bă, dar voi sunteți... Nicio problemă! Foarte bine! Foarte bine! Domnul Dorvăș, știți că am întâlnit cazuri pentru 5 centimetri arunc gardul jos? Da. Și un om de bază al comunității. Păi... Dar nu-i o rezolv. Pentru oamenii nu înțeleg. Pentru 5 centimetri de ceamă nici nu pui să dai dreptate. Așa, 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 așa dacă e taxă, nu mai cheamă pentru orice prostie. E vorba de extravilan. Extravilan, am înțeles. 50 de lei extravilan. Da. Deci dacă mă deplasez până acolo, trebuie să rezolvăm problema ambelor, nu? Păi rezolvăm. Categoric. Tot. Păi, noi am propus, dumneavoastră, dispuneți. Bine, da, absolut, dumneavoastră ați propus, mă hotărâm. Doamna primar. Noi hotărâm, nu? Da, eu am propus și nu sunt de acord, pentru că ei vin pentru orice ce. Pentru orice ce trebuie să veniți în comisie. Instituția primăriei, vreau să înțelegeți, că nu rezolvă, deci nu stabilește hotarul. Oamenii nu vor să înțeleagă asta. Da, nu e vorba de votare, e vorba ca să deplaseze comisia acolo și taxă. Păi și e vorba de votare, de ce mă deplasez acolo? Păi de ce mă deplasez acolo? Păi de luni până vină trebuie să rezolvăm problema cetățeanului, nu? Dar nu am zis că nu. Dar nu vă deplasează sâmbătă sau duminică, nu? Păi nu. Da, dar noi oprim fluxul aici. Deci noi plecăm 4-5-5, nu? Plecăm 4-5-5 din instituție. A fost un obicei. Pentru că vin la primărie pentru orice. Nu! Ei trebuie să ducă în instanță. Noi, în urma acestor taxe aprobate, vom constitui comisii, pentru că până acum nu a fost o comisie. Nimeni nu-și asumă. Nici ăla de la urbanism, nici domnul vice, nici eu nu pot să-mi asum unele lucruri de care nu pot răspunde, nu? În fața legii. Mă duc acolo, îl pot să-mi dea în cap. Ce ai căutat cu coana acolo? Trebuie să constituim comisii la fața locului. Ei, până acum n-a fost nicio comisie. În ce bază? Dar ideea este că îi spui omului, da, se face comisie, mergeți la titata casierei 50 de lei și venim. Păi da. Nu? Da. Și omul nu o să aibă. Și atunci iar iese cu scandal.
Și cade în capul nostru la consilier că am aprobat o taxă care nu... Nu, cade în capul nimănui. Trebuie să se înțeleagă. Noi am fost chiar aproape de dumneavoastră acolo și nu s-a înțeles. Unul dintre ei a vrut să facă un gard nou, un gard nou între haturi, deci folosea și vecinului celălalt, încăpățânatul de vecin n-a vrut, cu toate că gardul era dărâmat. Și era în fața casei celuilalt. Spuneți, doamnă, ce să fac eu aici? Mergeți în instanță și vă judecați. Noi nu putem decât media conflictele aici. Nu, doamna secretară? Atât. Și această mediere... Și această mediere noi nu avem cum să facem. Degeaba suntem trimise. Degeaba ne-a pus oamenii aici. Aș vrea să veniți cu noi odată, îl punem pe domnul Dorvăș într-o comisie și să vină și domnul. Ba da, sunteți consilier local și v-ați asumat acest lucru. Mi-au dat unde scrie acolo că ne-am pus într-o comisie. Sunteți în slujba cetățeanului, domnul Dorvăș. Este părerea mea. Eu cu acest proiect nu mă duc mai departe. Deci nu o votez. Sunteți în slujba cetățeanului și trebuie. Păi dar eu asta vă explic. Suntem în slujba cetățeanului. Păi, tocmai. Păi ce faci? Păi, îi împingem la vale decât să-i... Iar primarul nu poate să ducă de fiecare dată să măsoare haturile oamenilor. Dacă primarul... Dacă vin aici sâmbătă, dacă 500, dacă mă deplasez, am înțeles. Dacă primarul se duce să măsoare haturile, primarul nu are cum să ocupe de proiecte europene de a aduce fonduri? Și atunci de cine măsoară la haturile? Cine măsoară? Păi cine măsoară? Păi de ce suntem? Instanța măsoară. Instanța. Expertul, ei hotărăsc. Nu primarul hotărăște unde e hatul. Doamne, dar eu vin la Vizor că n-am nevoit un act de la Pământ, de la Intravilan, de la Extravilan, nu? Aici trebuie să vin la primărie, nu? Aici trebuie să știți că oamenii noștri nu au făcut cadastru și ei nu au măsurători. Deci ei nu înțeleg. Ei vin la primărie aici, că aici e scris. Nu este scris decât suprafața totală în registrul agricol. Nu este delimitat că în partea de sud e atâta, în partea de vest e atâta sau... Nu, n-au schițe, o parte care și-au făcut actele, sigur că au, da. În mare parte nu au. Și atunci, sigur, vin la noi să măsurăm bucata. Cum să măsori? Pe ce bază să măsori? Mediem conflictul și mergem și vedem unde ați avut hotarul vechi. Ăla de la urbanism. Unde ați avut? Și măsoară în prima... Dar în ce bază să măsoare și ăla de la urbanism, domnul Dorvăș? În ce bază să măsoare? Nu crezi cineva vine fără să aibă măcar un... Nu au! Nu au! Nu au! Nu au! Știi ce înseamnă să mai devin? Nu, dar eu stau în pădure. Dar chiar așa sunt. Oamenii nu au acte de proprietate pe terenul, ce să știți? Bârgărești face parte dintre suprafața totală. Unde oamenii nu au acte de proprietate. Nu, dar nu pot să supun așa acolo, dacă nu se trebuie să... Gândiți-vă și dumneavoastră că nu se poate așa, pentru că noi plecăm de aici 4 persoane. Așa au fost învățați, într-adevăr așa au fost învățați, dar n-avem cum. Pentru că de asta nu merge treaba bine în instituție. Dacă fiecare zi vine cât un cetățean, că se ceartă, ba cu ciobanul, ba se ceartă cu vecinul, unul vrea să închirierea e altceva. Nu? De unde facem noi venituri la bugetul local? Că omul ăla plătește, ia de la avea bani și pe urmă plătește nu știu ce și nu știu cum. Dar dumneavoastră le amestecați. Nu le amestec doar. Ba da. Închirierea era altceva și este altceva și... Dumneavoastră vin în fiecare zi cu oile și cu vacile aici la dumneavoastră. De aia vin. Pentru că s-a dat cuiva izlat ăla și cui nu s-a dat și cui s-a dat și oamenii sunt ciudoși. De ce stai? Ăla, eu de ce să n-am? Ăla de ce? Aici cred că e... Hai să lăsăm un proțat la analizăm bine și după aia să punem ca să nu... Păi nu, deci nu sunt de aceea. Asta și vreau, noi am propus. Dumneavoastră trebuie să hotărâți. Dar trebuie să țineți cont de anumite probleme pe care le ridicăm și noi. Deci cine este de acord pentru cele două taxe, ca cele două taxe să fie scoase din hotărâre? Pentru extravilan și încarnat. Sau puneți mai mare, mai puțin, mai mic, sau mai... Na, poate și la sumă, na, nu e numai decât. Veniți cu propuneri, sunteți aici. Noi am propus, veniți și dumneavoastră. Vă modificăm, că domnul meu tută cu ei aici să vedeți. Să lăsăm cum a fost, pentru intravilan și extravilan. Păi n-a fost nimic. Păi n-a fost nimic. Păi aia am întrebat, sunteți... Pentru munci, pentru astea, cine este de acolo? Cine este de acolo? Cine este de acolo? Cine este de acolo? Da. De acum, când ajungem la închirieri,
Aici nu sunt prinse taxele și atunci, nu, e altă hotărâre cu chirierile. E altă hotărâre. Alea la mine aici. Doamnă, pentru una viitoare, reformulați proiectul ăsta. Reformulați proiectul ăsta. Nu reformulăm, că proiectul este. Nu sunteți de acord, ele vor fi scoase de acolo, aia v-am explicat. Deci sunteți de acord ca să fie scoase, da? Cele două taxe. Bun, din proiect. O să-i trimitem pe toți la instanță, să se judece în instanță, să vină executorul și asta e procedura. Noi, v-am zis, aici putem media conflictele. Atât, la nivel de comunitate. Da, așa facem, noi mediem și cu asta toată și le dăm o povață, mergeți acolo și gata. Așa le spunem. Săptămâna care vine, vine înapoi. Atât. Doamne, știu că ai trecut în toate de stat, nu vor cheltui bani. Da, aia pot să intru eu în cadrul ăsta cu 70 de lei. Pot să intru Nenea Viorel, dumneavoastră, puteți... Și nicio problemă. Eu am notat aici. Restul, dacă nu mă înțeleg cu vecinul pe... Noi erau problema că plătim taxa, asta e ușurat și... situația cetățeană, chelipastându-se la... Da, domnule, am înțeles, domnule, înțeleg. Nu scoate banii buzunarul. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. O să-i îndrumăm către instanță. Când merge și cere votul la cetățeană, să le spunem ce vrem să facem. Neavând aceste comisii, categorică, noi nu ne putem deplasa în teren. Noi ne-am dus cu... Nu? Neavând aceste, pentru că noi nu avem încă comisiile constituite. Am propus pentru aceste taxe și atunci... categorică, format comisiile, compus din și din dumneavoastră consilie și... Domnul Dobroș, la câte ședințe în patru ani ai fost la școala la Nicolești? Da. Acolo ziceai că nu mai ai dat, acolo ai fost... Da, eu nu, eu m-am spus... Nu ai fost în folosul comunității? Da, mă, dar eu nu mai vreau să mă duci acolo. Acum nu mai vreau să mă duci. Păi dumneavoastră nu vreți nicăieri. Câte ședințe ai participat? Dumneavoastră nu vreți nicăieri. Serios, unde nu vreau? Unde m-aș chema și nu m-am dus? Păi, acum spuneți că în Consiliul de Administrație nu vreți să fiți la școală, dacă aveți copii la școală. Păi eu am fost 4 ani la dumneavoastră, aveți copii la școală. Și cu asta m-a spus dumneavoastră, fără să mă întrebați, eu nu m-am dus. S-a aprobat aici? S-a aprobat aici? Nu s-a aprobat, doamne. M-a spus acolo, eram pus cap de afiș acolo. Nu! S-a aprobat în ședința de Consiliu. Și domnul Nicu a zis că noi am fost, domnule, 4 ani. Să mă pune și pe alții. Păi pe cine să pune? Un pensionar care nu are copii la școală? 4 ani câte ședințe ai fost? A fost cu domnul președinte. Hai să mă știu. Asta e folosul comunității de urmă. Căutăm, normal, că ăsta vrei să căutăm din urmă. Pentru că nu erau filmă. Când treabă domnul director, a fost și el de mult. Câte ședințe ai participat în 4 ani și vedem după aia. Gata, v-ați hotărât? Ce frumos. Da. Deci ne retragem cele două taxe. Deci cele două taxe vor fi scoase din... Așa, le vom scoate. Da. O să îndrumăm cetățenii către instanțele de judecată, pentru că noi nu avem comisii la... Asta e problema dumneavoastră, nu vedem drumul la oameni. De aia sunteți primari, de aia suntem instituție aici, nu? Da, da, o să... Și să propunem asta, ca să supunem la vot. Supunem la vot. Scoatem cele două taxe și să punem la vot restul proiectului de hotărâre. Celelalte taxe au rămas la fel. Sunteți de acord? Pentru scoaterea... Da, cu taxele astea pentru... Cele două taxe scoate. Cele două taxe pentru comisiile acelea, TV. Da, în rest celelalte, că despre aia e vorba. Sunteți de acord? Cineva se abține? Cineva... De la Cămin, cum a fost până acum? Aia e altceva. Aia nu e aici. Aia le aprobăm în actul hotărârii de fi hotărârea cu chirierul. Aia este vorba... Zici după aia să zici că s-a zis. Nu! Nu, domnule, aia este cu chiriile care se aprobă luna ianuarie, după știți, în funcție de indicele de inflație. Dar până atunci, ca să nu mai fie discuții, am marea rugăminte din partea dumneavoastră să veniți cu propunere și cu calcul, da? Cum ați dori ca să fie, cu ora. Dar calculul ăsta trebuie să ne dați dumneavoastră cum ar, normal, ca să știm și... Unul care face 4-5 ori în eveniment. Dorim să veniți cu propunere. Dar nu putem pune nunta, o valoare, un majorat, o valoare, o metrie, o valoare, o pomană. Da, nu, așa ar trebui. Păi, dar nu, nu se poate. Aici a fost totul inclus. Evenimente, evenimente artistice, nu, evenimente, nu știu. Asta este propunerea noastră. Păi nu putem să punem la aceeași lucru. Deci a fost propunerea noastră. Deci haideți să fim și nu de el. Dar nu plecăm. Mereu am zis. Asta vom face ianuarie, până atunci vom recepționa și căminul cultural și categoric trebuie să facem pentru ambele inovări.
Nu asta, cu căsătorile. Din punctul meu, dar pe mine ce m-a interesat. Are căsătorii, dacă vor tineri să depaseze undeva, nu ar fi căsătorii. Dar nu poate, nu. Nu, eu la căsătorii, de căsătorii vorbeam. Moșnegi, cam iau probleme, moșnegi eu. Decât să iasă discuții că o dea primarului sau secretarul, mai degrabă așa, nu? Că și așa doar sunt comentarii. Dacă vor să mergem, în afara localității nu putem merge. Categoric că nu putem merge. Dar în localitate vor, da, realizăm venitul la bugetul local. Nu intrăm buzunarul nimănui, cred eu. Că e bine, nu? Acum, sigur, cine va veni după mine, va schimba cum dorește. Deci s-a aprobat, da. Da, da. La următorul, cu amendamentul da, da, la cele două taxe, da? Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, economist Vasile Cristian, în vederea achiziționării imobilului teren situat în extravilanul Comunei Pârcărești, dar Pârcărești, punctul țarnă. După cum ați fost de acord într-o ședință anterioară cu achiziționarea acestui teren, s-a solicitat evaluarea lui, în vederea achiziționării, este terenul pe care este situat acel rezervor de apă în Comuna Pârcărești. Și s-a stabilit de către evaluator o valoare care per total suprafață, așa ajunge undeva la 600 de lei. Deci, a zis așa, recomandă valoarea finală de 3,495 RON pe metru pătrat. Adică echivalentul este 0,8730 euro pe metru pătrat. Dacă sunteți de acord cu această evaluare. Suprafața este de 132 de metri. Dacă te mulți cu 0, virgulă, cât este, v-am zis, undeva la până 600 de lei. Așa. Ne obținem, dar e cam puțin. Dar nu am făcut-o noi când am stabilit-o noi. Da, e evaluatorul ăsta. Acum, rămân cum a fost și proiectul ăsta. Să vrea omul acum. Da, dar deci... Asta nu mai... Există declarația lui că este de acord. Da, deci, vă dați seama că la toată documentația am declarația că este de acord să vândă și 100. Și el a fost cu evaluator. Deci el oricum are cunoștință, măcar în mare, cam la cât se ridică. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în Comuna Pârcărești, județul Bacău, având în vedere proiectul tehnic depus de firma cu care s-a încheiat contract de întocmire a proiectului tehnic pe fazele de proiectare DALI și DTAC pentru obiectivul reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în Comuna Pârcărești, s-au stabilit noi indicatori tehnico-economici care față de propunerea anterioară sunt mai mici, respectiv la momentul actual suma totală este de 417.009,319 lei cu TVA, din care fondul de la bugetul de stat, de cei care vom obține prin PNDR, sunt 401.981,99 lei, cu finanțarea de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile de 15.027,32 lei, așa cum ați aprobat și în și anterior. Deci numai de la suma de la bugetul de stat, atâta este cea care a scăzut. Motiv pentru care supunem spre aprobare indicator tehnico-economic pentru acest proiect. Este acel proiect cu care trebuie să ajungem mâine la București, pentru depunere. Ne-a scurtat termenul, a fost 30-11, de aia am și ieșit că m-a sunat Mitruț că el este deja la Consiliul Județean pentru a ridica autorizația și sunt niște probleme acolo și să le rezolvăm. Mâine trebuie să ajungem, că până pe 30 trebuie să depunem. Sigur că nu stăm până în ultima zi ca să depunem.
Și de asta trebuie să actualizăm acea hotărâre pe care dumneavoastră ați aprobat la depunerea primului deviz. Și sigur că acolo, din bugetul local, este consultanța, proiectarea și avizele pe care trebuia să le scoatem de la mediu, de la... de unde mai? De la UCPI și de la EON. Doresc, ca să reușim să depunem, categoric nu avem de unde să luăm 4 miliarde, să ne facem noi singuri. Iar dacă ne vin 4 miliarde din fonduri europene, eu cred că este binevenit. Vă rog, acum dumneavoastră hotărâți dacă vreți să aprobați sau nu. Vă mulțumesc. De fapt, 2-1, că dacă ați vorbit așa, e legat și de următorul punct, finanțarea de la, privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin PNDV pentru același obiectiv de investiții. Deci e vorba de aprobarea acestei sume de 15.027,32 lei cu TVA, care va fi suportată din excedentul anul 2016. Dacă sunteți de acord și cu acesta. Și ultima... Sigur, o să continuăm cu proiectele la PNDV, dar... Privind completarea... Din completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, după cum am vorbit și la ședința de comisie, capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. Punctul 70, achiziționare cu 4 cauciucuri de iarnă de astfel. Punctul 70, cel dinainte. Punctul 71, achiziționare o bucată acumulator pentru de astfel. Punctul 72, achiziționare 20 litri de lichid spălare parvize pentru iarnă pentru microbuzul școlar, punctul 73, achiziționare de litri de alcool tehnic pentru deschețare parviz pentru microbuzul școlar, punctul 74, achiziționare 4 jante tablă pentru cauciucuri de iarnă microbuzul școlar, punctul 75, achiziționare imprimate, cerere declarații pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială. Și capitolul 2 se completează cu următoarele servicii. Punctul 47, servicii de asigurare de răspundere civilă auto pentru microbuzul școlar. Punctul 48, servicii pentru inspecția tehnică auto-utilitară Bacău 10 PRP. Și punctul 49, servicii de evaluare a terenului și clădirii de la stația de pompare apă de la stația Râmboiu. Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri de completare. Mulțumesc mult de tot! Dacă are cineva să ridice... La diverse. Da, la diverse. Pe... Poate pe locul timp să fac o mobilieră de acea reședință. Eu dacă stau așa cu față, cum ați nu veni cu colegi. Eu stau numai așa, mă. Da. La rând, așa, stau de la urmă. Dar s-a reșit un dată timp care și cum să fac. Doar ce mesele, stăm cu fața. Aici ar trebui să o cheam pe doamna constabilă să vă spun. Da. Nu avem voie să achiziționăm mobilier deocamdată. Ia voi. Nu permite legea bugetului de stat pentru anul 2017 să acele restricții, dar dacă vreți, putem să chemăm, pot să mă duc să chem. Ca să vă spun de ce... Dar voi da de acasă, tămați, vă. În planul de achiziții este prins achiziționare de mobile. Trebuie și scaune și mobilier, sigur. Ar trebui renovată și sala de ședință. Între trei camere pentru unde se depozitează gumaia. Nu se pot. Toate Una este. Nu știu. Una, două. Sigur, propuneți și faci. Dar nu erau așa mesele, dar tot din lipsă de... Tot din lipsă de mese s-au luat și la bibliotecă pentru a face acel biblonet. Și de asta nu. Bine. Bună ziua, doamnă contabilă. Nu v-am mai chemat alte dăți. S-a mai ridicat problema achiziționării mobilierului. Viitor, prindem în lista de investiții. Anul acesta v-am zis, nu putem, o să când aprobăm bugetul pentru 2018. În cursul anului au apărut cheltuieli care nu au fost prevăzute. O trebuie să le suportăm. Da. Dar vă rugăm ca să prindeți pentru anul. Dar când aprobăm bugetul, da, sunteți aici.
Nu? Da, și să ne întrebați atunci, da? Bineînțeles, și mobilierul ăsta se poate utiliza de la altă parte. Măcar aici, în sala asta, să fie o altă... Da, dorința mea este ca într-adevăr nici domnul Mitruță să nu aibă birou aici și să facem o sală de ședință cum trebuie. Dar vedeți, e nevoie să văruim, să schimbăm. Într-adevăr, nu, că se fac cu unii și aici. Uite, vedeți, de asta am și propus și acele taxe, că ne mai folosim de ele. Trebuie scos, pentru că dânsul are materialele lui, o să vedem cum reușim cu unde să-l punem și pe dânsul un alt birou. Nu sunt doare pentru 500 de lei. Nu sunt mai însurat. Într-un alt birou? Ba da, se vor însura, vor veni aici, asta este. Dacă iubești... Dar nu mă înțeleg, dar nu sunt mai însurat. Să vină de jos, să vină aici, dacă sunt mai de ce... Așa, o lecuță, o lecuță, o lecuță, gata. Deci ați înțeles cu mobilierul, ați mai ridicat problemă, într-adevăr, doamna au spus, o să prindem un bugetul pentru la anul și o să vedem cum o să putem. Pentru că în planul de achiziții noi am mai prins mobilier, pentru că să știți dumneavoastră că nici birouri, nici colegii noștri din instituție și birourile sunt de zeci, de zeci de ani, nu? Și așa că uitați ce birou are și Mitruț, ce birou... Na. A fost dumneavoastră interdicție, da. Să achiziționau autoturiste și mobilieră. Și mie mi-e rușine. Era blocat, acum s-a dat voie. Și mie mi-e rușine, dacă n-a fost prevăzut. Și mie mi-este rușine și de aceste scaune. Cel puțin că nu vede toată lumea. Scaune, nu vede toată lumea. Toată lumea, nu vede. Și eu, când mă... Știu, dacă vă arăt că și un birou meu și eu stau pe un scaun din ăla care scârție, ce să fac? Nu-mi permit să cumpăr un birou de... se la voi. Eu ieri la școală. Eu m-am uitat. Nu poate să stăm tot, doamne ce nu permit. Eu poate să cumpăr la scaun pentru școală. Foarte bine. Păi, ca un tată responsabil, i-a asigurat confort cu copilul. Dar dacă e nevoie, ce și aici cu un scaun? Da, sigur. Da, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă, doamnă. Lăsați, uitați, o să avem scaune la fel, vă uniți. Exacte altfel. Să stăm foarte, stăm un pic, ceapul, ceapul. Mai la distanță. Da? Bine, o să vedem în ce mod. O să reușim să cumpărăm, cum să facem, dar oricum trebuie să reamenajăm această sală. Mobilierul s-a descompletat. Nu m-am săturat cu ideații. Păi, da, de aici. Da, o să încercăm. Deci ați înțeles. Mă prinde, uitați, doamna a venit, v-a confirmat, eu mă voi duce peste dânsa. Ați spus în fața consilierilor, trebuie să facem, da? Bine, vă mulțumesc, doamna. Da, alte probleme, am ajuns la diverse. Noi mă gândim. Nu aveți semnificație. Da, sigur că da. Bine că ne-ați adus la cunoștință, domnul vice să noteze și vom face. Ne schimbat undeva. Tocmai dacă vom avea acest proiect real, nu o să mai avem probleme cu internetul public. Pentru că avem o garanție la lucrare și atunci. Bine, e un bet. Dacă nu mai aveți alte probleme, da? Închidem. La vreo, de la intersecția cu biserica, la Flore, acolo, da. Cu o oglindă. Care era una... Este drumul. La Flore, e drum județean. Noi am făcut demersuri la drum județean. Nu am zis că e nici pe noi am... Am făcut din adrese. De când sunt eu în funcție, cred că am făcut vreo 6 adrese către drumurile județene. Oglindă și la Bacna, și la Bacna de asemenea, opritori la școli. Trec mașinile cu o viteză și copiii coboară din microbus, coboară din mașini și sunt în pericol. Se de intențiile pietonului, a trebuit din... Am discutat și problema asta. Să facem din nou... cum se cheamă? Să marcăm din nou... Da, asta tot drumurile județene. Păi asta am discutat, a fost un inspector de la drumurile județene pentru a verifica traficul. Ei, categoric că i-am adus la cunoștință. M-am gândit că a venit în urma adresei noastre. Pentru că eu am trimis și la drumurile județene și spre știință către domnul președinte al Consiliului Județean. Am trimis către drumuri mai multe adrese, nu mi-au venit niciun răspuns și de asta am dorit să ajungă și pe masa domnului președinte. Aștept răspunsul.
Să vedem. Ei, cu acel inspector am discutat. Am zis, doamnă, eu am venit să văd ce mașini cu gabarit mare, că am scris în adresă și cu mașinile cu gabarit mare. Am zis de acele găuri care au apărut în, și fisuri care au apărut de-a lungul drumului județean. Am spus de acea alunecare de drum la Bacna. De acele oglinzi. Eu am ridicat problema. Noi nu putem să investim în drumul județean. Dumnezeu, dacă mă ajută, mă liniștesc acum să depun proiectul acesta, voi merge chiar direct, personal, să discut ieri, nu, alaltă ieri. Am avut o ședință la nivel de județ, sigur a fost pentru pregătirea pentru sezonul rece, cum ne-am pregătit pentru perioada sezonului rece, trebuie să facem, să încheiem contractul pentru dezăpezire, să ne asigurăm utilajele antiderapante și vom avea controle de la prefectură, Consiliul Județean, ISU. Categoric că trebuie să respectăm și atunci vor fi și de la drumuri. Și iar mă voi duce cu ei personal să vadă la fața locului acele fisuri, să vedem ce vom face. Noi am făcut demersuri, dar mă voi duce personal, v-am zis, alaltă ieri l-am cunoscut pe domnul director, sigur că nu m-am dus direct la dânsul, dar bine că l-am cunoscut și știu cine este și ne vom duce personal. Da, alte probleme? Închidem ședința noastră de astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Nu avem niciun Dumitru aici să-i spunem la mulți ani. Nu? Avem? Nu? Nu? Așa, să dea Dumnezeu multă sănătate Dumitrilor pe care sunt în comunitatea noastră și vă urez să aveți o zi frumoasă, o săptămână frumoasă și să ne reușească proiectele. Și sigur, să facem lucruri bune pentru comunitate. De asta suntem în urmă, nu-și da? Mulțumesc! Da, normal, ce-am zis ceva? M-am zis Dumitru, să-mi spune.